Deja toată România știe că dacă ai chef de petrecere, îl chem pe Petre. Și pe maestrul de ceremonii, bineînțeles, Cerebel. După ce ne-a nebunit cu hiturile lui pe toate radiourile, Cerebel s-a gândit să ne dea piesele și la pachet. Adică într-un album pe care de astăzi îl puteți cumpăra împreună cu Gazeta Sporturilor. Dar despre album și despre ce mai trece lui prin cap acum, ne povestește chiar Cerebel. Bine ai venit, bună! Bună, bine v-am găsit! Sunt pe album, din cât am văzut eu în listă, foarte multe piese. A, îl și ai la tine, da, nu? Da, l-am la mine pentru că astăzi a apărut cu Gazeta Sporturilor. Și chiar ăsta este. Sunt piese pe care eu le știu deja, toată lumea, toată România cred că le știe deja, dar sunt și piese noi, m-am uitat așa puțin. Da, sunt... albumul ăsta este o fuziune între colaborarea cu colegii mei de Breaslă, cu Smiley și cu Marius Moga. Astea trei sunt... ei sunt prietenii mei și muzica a fost făcută... 9 track-uri sunt la mine în studio, la Dice Music Production. Este în sfârșit un alt vis împlinit. Mi-am făcut studioul meu propriu. Era și cazul. Știți cum a făcut Cerebel, de fapt? După ce atâta amar de vreme ne-a cântat, de ne-a nebunit, acum scoate primul album. Tu ai vrut să fii sigur că va avea succes, nu? Ai vrut să vezi dacă fiecare piesă poate să fie hit? Da, este... Nu prea se mai vinde muzică în România. Eu nu accept treaba asta și nu cred în treaba asta, pentru că eu în 2014 am hotărât să cred că există într-adevăr fani și că muzica ajunge acolo unde politica și religia dă greș. Și atunci am zis, băi, albumul ăsta Cerebel este primul meu album, au trecut atâția ani, mi-l doresc de foarte mult timp și uite că într-un final am reușit să fac treaba asta. Știi ce? Mi se pare că avantajul unui album este că poți să pui pe el chiar tot ce vrei tu. La radio selecția nu o faci tu. Uite, de exemplu, despre Cerebel, noi am crede mai degrabă că este un băiat pus mereu pe petreceri și nu. Piesa România nu-i jucăria ta este super piesă, care lovește adânc. Da, este un mesaj... ține și de patriotism, ține și de meseria de tătic, ține și de problemele care le-am avut eu de-a lungul carierei și român în România. De ce nu? Dacă nu mai, generația nouă nu mai învață la școală foarte multe lucruri, pentru că nu se mai pare interesant, am hotărât măcar că prin muzică pot să le mai aduc câteva aporturi, să am un aport la educația lor oarecum. Și am nominalizat câteva nume mari de români și am zis de ce nu? România nu-i jucăria nimănui. Așa e, bine zici. Știi ce frumoasă e piesa? Să o căutați, să o ascultați. Are și un videoclip minunat, un videoclip în alb și negru. Mai potrivit nici nu se putea. De ce să punem culoare într-o piesă la care mesajul este foarte bine foarte clar selectat și am hotărât ca generația mică, copiii, să cânte refrenul? Da, îmi place asta. Cine sunt copiii pe care i-ai luat alături de tine să cânte? Fac parte dintr-un cor. Sunt câțiva copii de la sala mea de dans, copii care n-au treabă cu cântatul. Sunt niște copii expresivi, le-am pus melodia și am zis cine vrea să filmeze, cine vrea să apară. Au fost câțiva care au vrut, câțiva care n-au vrut, dar vocile sunt a unor copii talentați dintr-un cor, chiar cei care apar și în videoclip. Cum cântă ei așa din tot sufletul lor de România, da. Și mi se pare fantastic. Pentru că asta e, România de mâine... este a lor și atunci să spune ei mesajul ăsta. Iar o piesă care mi-a plăcut este Scrisoare către moșu. Tare frumoasă piesa aia. Ai pus-o, am văzut pe internet, pe 24 decembrie. Da, exact așa. Tu te-ai adresat direct tipului ăluia cu barba albă, da. Și îmbrăcat în roșu, nu? Nu vreau să uit nicio secundă că sunt copil. Încă mai cred în Moș Crăciun. I-am spus scrisoarea mea în versuri și chiar am postat-o pe 24 noaptea, în ajun de Crăciun. Am zis că poate se întâmplă. Ei, uite, nu s-a întâmplat așa cum am cerut eu, dar cine știe, mai sper. Planul să-i mai scriu odată. Așadar, Cerebel are album. Nu care album nou, are acel album. Albumul lui, primul album. Cu Gazeta Sporturilor îl găsiți astăzi, dar îl puteți și cumpăra de aici înainte. Bineînțeles, da, este... Mulțumesc, Cerebel, și mult succes. Mulțumesc, să te vedem la televizor și să ne cânți, da, să ne nebunești ca de obicei. Vine și single-ul nou, chiar acum. Abia așteptăm, fii aici și ne